Dar știți că ura este un păcat mare? Știți lucrul ăsta? Și de ce mulți îl practicăm în fiecare zi? Dacă știm lucrurile acestea. M-am dus la casa Domnului dimineața și vărul meu s-a dus la cealaltă biserică. Și a fost vase de lucru. Conduceam ora de rugăciune și a fost o lucrare în care Domnul a zis să-l punem la încercare. Ne-am rugat acolo Domnului și am zis bisericii, dacă Domnul a zis să-l punem la încercare, iată, cunosc o fată care este de două săptămâni în comă. Așa m-am exprimat eu. Cunosc pe cineva, am auzit despre cineva, care de două săptămâni în comă și nu are nicio șansă de revenire. Să ne rugăm ca Domnul să o trezească. Și ne-am rugat Domnului și Domnul a strigat prin Duhul Sfânt și a zis, dosarul bărbatului care l-a pus înainte, vor curge multe lacrimi, dar să cere mărturisire din partea părinților. Iată, chiar prin tine vreau să fac lucrarea aceasta, măcar că tu nu cunoști lucrarea îndeaproape. Asta a fost treapta prin care am prins curaj, că numai eu știam că nu cunoșteam persoana respectivă. Dacă vreți multe detalii despre persoana aceasta, o găsiți la Târgoviște, se cheamă Beju Naomi, îl căutați pe tatăl ei, Beju George, sunt om de afaceri în Târgoviște și puteți să stați de vorbă cu ei personal și pot să vă lămurească mai multe detalii. Am stat de vorbă cu persoana respectivă și mi s-a spus, chiar acum a fost la mărturisire. Și am zis, auzi, dacă Domnul ceru mărturisire, înseamnă că Domnul știe mai bine că nu s-a mărturisit tot. Și când am povestit la 3 săptămâni, asta a fost duminica, plecasem în cursă în Germania și când m-am întors, am zis, uite, am intrat în legătură cu fratele George, cu tatăl fetei și am zis, uite, dacă vrei sâmbătă, pot să vin la spital, era 200 de kilometri de Linz, pot să vin până acolo și să stăm de vorbă. S-a mărturisit simplu și el și soția lui și Dumnezeu a dat o mare biruință. Am venit acasă în sâmbătă aceea și eram așa de bucuros, eram cu un frate care am fost și am văzut cum Domnul a lucrat. Era pacea aceea despre care se vorbește în Scriptură, care întrece orice pricepere, se instaurase între noi în timpul discuției. Nu s-a trezit fata din comă, dar pacea aia mi-a dat o certitudine că Domnul a lucrat și că Domnul lucrează. Vorbeam cu prietenul meu și cu fratele meu și îi spuneam, ai văzut cum a lucrat Domnul? Ai văzut ce pace a fost acolo? Și noaptea am avut un vis. Toată noaptea m-am trezit de 2-3 ori și mă bucuram de biruința care am avut-o. A plecat soția mea la lucru la 5 dimineața și la 6, jur ore 6, am avut un vis. Am visat biserica din Târgoviște. Am mai fost odată acolo. Și am intrat acolo în biserică, asta s-a întâmplat tot la nivelul visului. Și când am intrat acolo în adunare, am intrat acolo și ca la începutul adunării, unul iasă, unul intră, povestesc, unul cu altul și am zis, ies și eu până afară. Am ieșit până afară și am intrat înapoi, dar asta totul la nivelul visului. Când am intrat înapoi, o voce, o persoană de acolo, care nu am văzut fața, nu o cunoșteam ca persoană, mi-a zis, ai ratat marea binecuvântare. O altă voce. Ai timp de recurs. 6 săptămâni. Pentru mine a fost așa o întristare, pentru că știam despre ce e vorba. M-am dus la casa Domnului și am vorbit cu fratele pe care am fost împreună și îl ziceam, nu e adevărat, nu se poate. Și am zis, auzi, eu am o siguranță 100% că așa este. Ne-am întâlnit seara la rugăciune cu grupul care îl avem pentru rugăciune. Și-o strigat Duhul Sfânt din nou. Și-o zis, Hozane, drumul pe care l-ai făcut, trebuie să-l repeți. Era o confirmare a Duhului Sfânt. Și Domnul a zis în seara aceea, vindecarea se va face, nu dintr-o dată, ci progresiv. Când am sunat lunea după masa pe tatăl fetei, pentru că aveam o relație bună și colaboram la telefon în fiecare zi, i-am spus lucrul ăsta, înainte cu o oră, primise verdictul final, venise analizele și de la Viena și din Elveția și s-a spus verdictul final, comă în stare vegetală, fără revenire la viață. Și era într-un plâns și într-o apăsare
Și am spus, auzi, George, Domnul a spus prin Duhul Sfânt că vindecarea se va face nu dintr-o dată, ci progresiv. Stai liniștit că Domnul lucrează. Mi-am mărturisit mai târziu, după ce s-au intrat lucrurile normal. Și a zis, frate Daniel, când m-ai sunat, am crezut că mi-a vorbit Dumnezeu din cer. Și marți dimineața s-a trezit fata din comă. Astăzi este sănătoasă din toate punctele de vedere. Și a reluat studiile. A fost la anul ăsta, la început, a fost din nou la control. Și a dat doctorii, poți să zbori cu avionul, poți să-ți faci scufundări în apă, poți să umbli pe tocuri, poți să-ți trăiești viața cum ai avut-o înainte. Vindecarea este finală. A dus-o după 3 săptămâni, 4 săptămâni după ce a stat acolo în spital, a dus-o la un centru de recuperare. Și a stat 3 săptămâni și a început să se agite, să se tulbure, pentru că nu mai suporta spitalul și tratamentele. Și când am vorbit cu tatăl, i-am zis, auzi, George, l-ai crezut pe Domnul atunci când a spus, Domnul că o va vindeca. O zis, l-am crezut. Ia-o și du-o acasă că Domnul vindecă. Că Domnul a promis și Domnul ne-a arătat că vindecarea se face nu dintr-o dată, ci progresiv. Vreau să știți că a dus-o acasă și după ce a dus-o acasă, în fiecare zi a putut să vadă cum Dumnezeu dă biruință. Mărturisirea a fost singurul punct care a fost nevoie de vindecare. Dacă ești bolnav în seara aceasta, aș vrea să meditezi un pic la viața ta. Poate ai venit în America de 20 de ani, când ai ajuns pe pământul acesta binecuvântat, că este un pământ binecuvântat, America. Ai făcut multe promisiuni și când ai plecat din România și când ai călcat pe pământul ăsta, ai făcut promisiuni. Câte le-ai împlinit? Câte le-ai dus la îndeplinire? Trece timpul repede și aș vrea să spun ce scrie aici în psalmul acesta. Spune aici în Scriptură, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, cine a zis? David, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa pe mare, el nu-l vor atinge deloc. Când e vremea potrivită, frate? Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Deschide-ți inima înaintea lui. Spune-i Domnului, Doamne, asta sunt. Recunoaște-ți viața. Mărturisește-te dacă trebuie. Sunt frați lucrători în biserică. Dați-le de lucru. Pentru aceasta a spus în biserică păstori, diaconi, presbiteri. Pentru aceasta a spus oamenii ai Dumnezeu în biserică ca să stea în mijlocire pentru dumneavoastră. Dați-le de lucru. Mărturisiți-vă păcatele unei altora. Nu te uita la un botez pe care l-ai făcut cu ani în urmă și spui eu sunt a Domnului. Uită-te în fiecare zi la viața pe care o ai și vezi care e relația cu Domnul. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Aș vrea să vă spun multe întâmplări. Cum Domnul a lucrat în viața unui tânăr care după mărturisire, o mărturisire simplă și o rugăciune simplă, Dumnezeu l-a eliberat de multe duhuri. Știți ce mi-a spus când a venit la mine? Ești pregătit să mă asculți? Ești pregătit? Eu am multe duhuri care le porc cu mine. Și am zis, auzi, știi ce scrie în Scriptură? Cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. M-a sunat într-o disperare și a spus, nu mai rezist. Vreau să mă mărturisesc. Și nu m-am mărturisit. M-am întâlnit cu el la vreo 2 săptămâni și mi-a zis, frate, niciodată n-am crezut că Dumnezeu te poate elibera în acel moment în care faci mărturisirea. Alți frați au zis, ce vrea să ne cunoască viața? Noi nu suntem decât niște martori între om și Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus acolo în slujire, să stăm în spărtură și să fim veriga cea de legătură. Cercetează-te în seara aceasta. Aș vrea să invit tinerii să cânte cântare, cu cântare de subtitrare.
Să știți că asta nu e o tradiție. Nu este ceva care motivează oamenii și atinge sentimente. Este ceva ce scrie în Scriptură. Biblia spune Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Aș vrea să cântăm o cântare în surdină, ușor. Și în timpul acestei cântări să stăm toți ridicați în picioare. Și dacă vrei ca să-ți dea Domnul biruință, vino aici în partea stângă și ne rugăm pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea biruință, să poți să te mărturisești. Ne rugăm pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Să poți să iei decizii noi. Să poți să iei hotărâri noi. Pentru că Dumnezeu a promis în Scriptură că cel care își mărturisește păcatul, Dumnezeu îi dă eliberare. Poate n-ai puterea să treci la mărturisire, dar fă un gest și ieși înaintea Domnului și spune: Doamne, am găsit în Scriptură Psalmul 22:3, Tu locuiești în mijlocul laudelor. Dacă Tu ești Domnul care locuiește aici, Doamne, atinge-Te și de mine și dă-mi putere, dă-mi această autoritate să fiu eliberat de orice duh și de orice patimă, pentru că Dumnezeu este Cel care eliberează. Aș vrea să vă rog pe toți care simțiți că sunteți Biserica lui Hristos, intrați în rugăciune și nu vă uitați ca la spectacol, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze, pentru că El e Domnul Slavei. Dacă sunt oameni care au probleme pentru ungere cu un de lemn, îi rugăm să vină aici în partea dreaptă. Vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Biblia spune că dacă cel care crede vine și cere să fie făcut aceasta, faptul că ești în fața, ai cerut să fii uns și aceasta mărturisește credința dumitale. Vreau să te rog, deschide-ți inima înaintea Domnului și lasă pe Domnul să-ți vorbească inima. El este singurul care te poate elibera. Banii nu-ți dau eliberare. Bogăția nu-ți dă eliberare. Dar Duhul lui Dumnezeu te poate elibera. Duhul lui Dumnezeu te poate vindeca și sângele Lui te eliberează de orice păcat. Pentru că este Domnul Slavei, aleluia! El este Dumnezeu care se atinge de tine. Este Dumnezeu care a zis: dacă cineva vine la mine, nu-l voi da afară. Uitați-vă în Scriptură, dacă este vreun păcătos pe care Domnul să-l fi dat afară. Nu este nimeni. Toți care au venit la El, Domnul le-a primit și le-a dat eliberare. Toți care au venit la El, Dumnezeu le-a dat vindecare. Mări să fie Domnul. Nu-ți pune întrebări ce o să zică cei din casa ta. Nu-ți pune întrebări ce o să zică cei din familia ta. Lasă pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească inimii. Este șansa vieții tale. Este oportunitatea vieții tale prin care Dumnezeu poate să te vindece, prin care Dumnezeu poate să te elibereze. Sângele Domnului Iisus Hristos face eliberare. Rugăm grupul să cânte în surdină.